Domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este luni, ora 20:00, începe ora expertizei. În această seară, așa cum spuneam și în cadrul știrilor, o să avem mai mulți invitații, am grupat în două părți. În această primă parte o să discutăm cu următoarea invitație. Este vorba despre doamna Elena Grițco, vicepreședinte partidul nostru, domnul Ion Târguță, secretar general Platforma DA, domnul Lilian Carp, deputat PAS, și domnul Iurie Reniță, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. De asemenea, în partea a doua a emisiunii o să discutăm cu o altă garnitură de invitați. Rămâneți cu noi până la ora 21. O să aflați cine sunt aceștia. În mare parte comentatori politici, dar și un fost deputat în primul parlament. În continuare vom discuta despre subiectul cel mai important al zilei, demersul sau sesizarea făcută de președintele Maia Sandu la Curtea Constituțională. Astăzi președintele a făcut și un briefing pe acest subiect. Zic să ascultăm împreună cu dumneavoastră și cu invitații din platou câteva declarații făcute în cadrul briefingului de astăzi și să discutăm după în platou. Să urmărim. Am decis să sesizez astăzi Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor constituționale de dizolvare a Parlamentului. Este competența Curții Constituționale de a constata aceste circumstanțe. Dacă Curtea Constituțională va spune că există circumstanțe, voi dizolva Parlamentul și vom merge la judecata oamenilor. Înainte să discutăm, vreau să vă spun așa cum o facem de fiecare dată. Încercăm să invităm toți actorii politici. Am lansat invitații și în această seară deputaților de la PSRM și Promoldova să participe la emisiune. Așa cum ați văzut și ați înțeles probabil, nu sunt prezenți, ne-au amânat pe altă dată. Alții, vorba de PSRM, ne boicotează, ne-au și anunțat despre acest lucru de mai mult timp. Așteptăm. Bună seara încă o dată și acum să discutăm despre oportunitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, dar pornind evident de la dacă există, se întrunesc sau nu condițiile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Am văzut deja care este poziția Maiei Sandu. Doamna Grițco, haideți să începem cu dumneavoastră. Așa, pentru că sunt unica probabil femeie în acest platou. Da, eu vă mulțumesc pentru invitație și cu dacă e să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat astăzi și, de fapt, toată Moldova urmărește în ultimele 3 luni tot ce se întâmplă pe plan politic. Da, astăzi ceea ce a declarat doamna președinte sunt niște acțiuni inevitabile și evident că în contextul Curții Constituționale, jurisprudenței constituționale, sunt întrunite absolut toate condițiile pentru a fi declanșate alegerile anticipate parlamentare. Evident că, dacă e să vorbim sub aspect politic, acest parlament, deci s-a compromis, evident că nu poate produce sau nu poate genera ceva bun, productiv, un guvern care ar putea să se preocupe de nevoile cetățenilor, de altfel cum e și firesc să fie. Evident că acțiunile doamnei președinte și această declarație este una previzibilă, pentru că tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 3 luni, de fapt, asta și arătau că mergem spre alegeri anticipate. Domnule Carp. Da, noi deja așteptăm să vedem care va fi decizia curții. Ceea ce spun experții constituționali că sunt premize pentru dezolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, deci propriu-zis. Da, unde se întrunesc condițiile articolului 85, dacă nu mă înșală memoria, în care se spune foarte clar că dacă în decurs de 90 de zile nu este ales un nou guvern, sau în decurs de 45 de zile, dacă sunt două tentative, condițiile astea, Parlamentul se dizolvă și are loc alegeri anticipate. Chiar dacă a fost votată o hotărâre
în plenul Parlamentului, în ceea ce privește faptul că nu-și doresc dezolvarea acestui Parlament de către majoritatea Șor Dodon, dar am văzut că la această hotărâre s-a aliniat și băietul Unanu, da, Candu, care a votat și el pentru faptul că nu-și dorește aceste alegeri anticipate, dar nimeni nu anulează Constituția în care spune că este documentul sau este legea supremă în ceea ce privește dictarea regulilor pentru ceea ce privește organizarea alegerilor și cum activează instituțiile propriu-zise. Bine, oricum ați văzut că președintele PSRM, Igor Dodon, zice că va face uz de toate căile constituționale, legale, pentru ca să blocheze declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Există, în acest sens, nu știu, scenarii, anumite calcule? Ei bine, suntem într-o situație în care odiseea electorală a anticipatelor cred că i-a sfârșit. E un final firesc a unei lupte politice care s-a dat pe ultima perioadă și nu trebuie să fie ceva surprinzător faptul că ar putea fi declanșate alegerile anticipate. A fost dorința fermă a unor actori politici, de altfel ca și a altor actori politici, și aici mă refer cele prezente în Parlament, doar că și alți actori și-ar fi dorit o altă formă, neexcluzând aceleași alegeri anticipate. Și lucrul ăsta e bine cunoscut, dar ține deja de domeniul trecutului. Totuși, o formulă diferită decât cea care o avem astăzi cu Dodon, guvernarea Dodon, Chicu, în continuare la putere, toate instituțiile statului, nu e cea mai bună soluție, dar rămâne deja de domeniul trecutului, mult mai important după mine, cum procedăm mai departe. Curtea cred că va da verdictul și va accepta și va consemna că sunt întrunite circumstanțele pentru declanșarea alegerilor anticipate. Pentru mine, cred că și pentru mulți cetățeni, apare firească întrebare. Cum procedăm mai departe? Cu cine mergem în aceste alegeri? Pe formula veche, de unul singur, sau totuși găsim înțelepciunea și procedăm la o formulă mai extinsă, mă refer forțele pro-europene și unioniste. Cred că aici e partea cea mai importantă, deoarece subiectul, după mine, deja e consumat. Cred că veți fi surprins dacă mâine pui mâine vor fi surprize. Nu știu dacă este neapărat consumat până la pronunțarea unui verdict din partea Curții Constituționale. Da. În ce formulă se va merge în campania electorală. Da, sunt de acord, dar asta nu înseamnă doar dacă există niște înțelegeri pe la spate dintre alți actori politici și care ar putea să mai identifice altă soluție. După mine au fost epuizate toate posibilitățile care au fost legal existente și mai departe e firesc și normal să mergem la alegerile anticipate. Discutam în edițiile trecute despre faptul că anticipatele, într-un stat de drept, chiar dacă asta poate să nu placă unei anumite părți din societate, sunt o ultimă soluție. Și așa cum există o majoritate parlamentară, trebuia sau nu trebuia Maia Sandu să mai dea o șansă pentru acest Parlament? Domnule Tărguț. Constituția spune că da. Pentru că obligația constituțională a președintelui este să facă tot posibilul pentru a investi un guvern, nu a demite Parlamentul. Dar această situație nu este una căzută din pod, era așteptată, era previzibilă, toată lumea era aproape sigură că Parlamentul va fi dizolvat. Problema noastră este când vor fi alegerile anticipate și cum ajungem la ele. Asta era problema, sau dacă vreți, cum se descurcă Republica Moldova până la investirea unui nou guvern. Iar investirea unui nou guvern va fi, Dumnezeu știe când. Din ceea ce am înțeles noi de la doamna președinte, preferabil ar fi ca alegerile anticipate parlamentare să desfășoare undeva prin luna august-septembrie. Cam așa sunt calculele, pentru că atunci se spune că probabil ar fi mai puțin numărul de îmbolnăviri de COVID,
Și probabil că aia e perioada când vor fi anunțate alegerile parlamentare anticipate. Guvernul s-ar putea să-l avem prin octombrie. Acum ce se întâmplă în Republica Moldova este grav. Și imaginați-vă că ceea ce va urma este și mai interesant. Socialiștii s-au adresat la Curtea Constituțională, au o sesizare pe prima tentativă de investire a guvernului Gavrilits, pe care Curtea va trebui să o discute și să o epuizeze. După care va veni a doua sesizare a președintelui pentru circunstanță și mai avem cam vreo lună de zile de așteptat până să vedem dacă se dizolvă acest parlament sau nu. Bine, prima sesizare despre care ați vorbit cu prima desemnare a Nataliei Gavriliță, se tot vorbește că e doar o încercare a PSRM-ului de a tărăgâna o decizie a Curții Constituționale. Eu vorbeam, ea nu e, nici măcar nu prezintă interes această sesizare. Problema este că ea tergiversează și trage din timp. Deci noi să avem o claritate imediat în ceea ce privește desfășurarea legilor parlamentare anticipate. Nu știm când vor fi asta, pentru că va trebui să așteptăm. Și ele sunt puse în ordine, pentru că nu poți discuta mai întâi dizolvarea Parlamentului, după care să te întorci la sesizarea socialiștilor. Sigur că va trebui să existe această, nu neapărat în ordinea, în felul în care am intrat la curte, dar logic vorbind, da? Va trebui să fie epuizată prima, după care a doua. Și noi acum nu avem o perspectivă clară când vor fi alegerile parlamentare anticipate. Și v-am zis, ea a fost o decizie absolut previzibilă, toată lumea știa și s-a așteptat că doamna președinte va ajunge aici. Ceea ce nu știm noi este cum se va descurca Republica Moldova până atunci. Despre alegerile anticipate se vorbea despre existența doi termeni, fie în iunie, fie în august. Despre iunie se vorbea mai mult dinspre PAS. Despre august se vorbea mai mult dinspre PSRM sau din zona aia. Această opțiune cu iunie este epuizată, pentru că toată lumea înțelege că nu putem merge la alegeri anticipate până nu vom avea un număr suficient din populația țării imunizată. Iar noi încă avem deficit de vaccinuri, pe care nu știm de unde să le luăm deocamdată și nu prea avem și bani pentru asta. Iar viteza cu care se vaccinează în Republica Moldova nu ne dă deloc perspective foarte îmbucurătoare. Deci va trebui să așteptăm în mod sigur luna august-septembrie pentru a putea avea o garanție cât de cât suficientă pentru ca să putem să avem un scrutin. Problema noastră nici măcar nu este de genul ăsta. Noi cum vom face alegerile, cum vom face această campanie electorală în situație de pandemie. Interacțiunea cu cetățenii este una extrem, extrem de complicată și practic lumea, dacă vrei să stai de partide, acum își pun problema cum va decurge această campanie electorală în momentul în care nu poți interacționa și discuta cu nimeni. Dar să știți că nu neapărat factorul luptei împotriva pandemiei mi se pare că este cel mai important și pe tapet acum. Dumneavoastră ați făcut referire că faptul acesta, că n-a fost vaccinat foarte mulți cetățeni, majoritatea absolută a cetățenilor noștri, ar fi un motiv de a mai tergiversa declanșarea propriu-zisă a alegerilor. Este argumentul președinției, nu este, nu al nostru. Nu este deoarece s-a dorit neapărat alegerea anticipate cu orice preț. Și e un fapt împlinit, după mine, care este indubitabil că se va produce. Așa că argumentele de genul ăsta mi se par că nu au un temei, poate politic sau de dorință ar putea să aibă, decât unul real politic bine fundamentat. Deja nu mai există și lucrurile... Nu este argumentul meu, domnul Reniță, este argumentul pe care ni l-a invocat doamna președinte atunci când au mers colegii noștri la consultări. Mi s-a spus foarte clar. Vă asigur, cunosc și eu foarte bine și atunci, de altfel, colegii de la PAS și este și colegul Carpa aici, vorbeau despre alegerile anticipate, nu neapărat în iunie, care e un termen, după mine, foarte restrâns, dar prin august, eventual, cel puțin la discuția cu care am avut-o la fracțiune, se vorbea august cel mai verosimil, eventual septembrie, care ar coincide
exact cu ceea ce vorbeau socialiștii, dar a avea încredere în socialiști e cea mai mare eroare, de altfel ca și în Dodon, de a avea încredere. Așa că factorul electoral a predominat asupra tuturor altor probleme cu care ne confruntăm. Ana Grițco. Știți cum, noi tot discutăm, dar cum vor interacționa alegătorii cu candidații? Dar cum vor desfășura alegerile? Stimate domn, spuneți-mi, vă rog frumos, dar cum oare acum se vor petrece în luna mai alegerile în Găgăuzia? De ce PSRM-ul, stați un pic, de ce PSRM-ul nu a insistat să se vaccineze toți din Găgăuzia și după aia să facă alegerile acolo? Cum au mers și au strâns ei semnături pe la oameni pentru a înainta candidații săi? De ce nu se pune așa întrebarea? Și dacă e să revenim la PSRM și la ceea ce a declarat de fapt astăzi domnul Dodon, după ce Maia Sandu a vorbit despre sesizare, deci nu știu cum alții, dar eu mi-am luat băsmăluța ca să mă șterg de lacrimi. Pentru că tot ce a zis, mai nu a spus iarăși din nou povestea de câțiva ani. Beți ceași, nu vă deorgăiți și tot așa mai departe cu amenințări de genul dat. Mă scuzați, vă rog frumos. O să când citez domnul un Dodon, pic din declarația lui Dodon. Când domnul Dodon când invocă că va face uz de toate normele legale, constituționale și inclusiv recomandările Comisiei de la Veneția, stați un pic, domnilor, dar noi uităm ce s-a întâmplat cu votul mixt. Ce a făcut Dodon cu recomandările Comisiei de la Veneția atunci? Și-a băgat tot ce a avut mai frumos în recomandări și a votat împreună cu Plahotniuc mixtul? Deci haideți să fim serioși și cu amenințările lui, știm noi ce face el cu amenințările lui. Pentru că deja lumea nu se mai teme de PSRM și de ceea ce apropo de alegerile ei din Găgăuzia și de ceea ce ați remarcat, doamna Grițco, din declarația lui Igor Dodon, apropo de grija pentru pandemie, ca să înțelegem, poate mi spuneți dumneavoastră mai multe, el spune așa: vom face uz de toate căile constituționale, etc., etc., pentru a nu admite alegeri parlamentare anticipate în plină pandemie, pentru a proteja cetățenii și a asigura cu cel puțin 1 milion de vaccinuri. Asta apropo de alegeri. Și asta doar în și apropo, regiune. Încă ceva. Nu era vorba despre regiunea Găgăuziei. Despre alegerile de acolo nu face referire deloc. Cred și apropo, s-au uitat. Ca să completez, deci a face uz de mecanisme legale, vreau să vă zic că PSRM alături de Șor planifică în timpul cel mai apropiat niște provocări care ar putea duce la amânarea alegerilor anticipate. Deci cu toată țara să urmărim ce va face nunta asta frumoasă și cinstită din Parlament. La ce provocări vă referiți? Iată, ce cu ce provocări o să venim cu detalii în timpul cel mai apropiat. Ne dați câteva detalii măcar. O să venim cu detalii în timpul cel mai apropiat. Dar ce provocări poate să facă PSRM împreună cu Șor? Că îi cunoaștem de la începutul carierelor politice. Proteste. Și până la... Proteste? Ce ne-o să protest iasă? Este o metodă democratică și legală de a ieși în stradă și de a-ți exprima opinia. Doar că provocări, când vorbim de provocări, vorbim despre alte acțiuni. Dar vă zic, la acest aspect o să discutăm în timpul cel mai apropiat. Doamne, dacă mai continuați așa, bune să închid toate băncile. Vă rog, nu aveți decât. Nu. Și să apucă de plâns Dodon atunci, nu dumneavoastră. Îi dau băsmăluța, mea dumnealui. Da, da. Nu prea cred că are băsmăluțe suficiente. Da. Nu, are cu chipul Kremlinului acolo. Da, și, mă rog, de la Bahamas, poate mi-a rămas vreo hârtie sau vreo notă de plată. Bun, eu ce vreau să spun, că situația, într-adevăr, este una de criză pandemică, destul de dură, practic, una dintre cele mai complicate din zonă. Dar acest lucru se datorează în primul rând guvernului Chicu care a fost și cei ce avem noi, guvernul Cioco, este o emanație a guvernului Chicu în continuare. De aceea, când încearcă Dodon să impună o majoritate împreună cu Șor, flancat de omul Plahotniuc Candu, care încearcă să instaureze un nou guvern. Da? Deci, cei care au gestionat prost
situația pandemică care a fost așa prin acel guvern nu oferă nimănui încredere că acest nou guvern care vor să-l voteze sau vor să-l impună, vor gestiona cumva mai bine situația pandemică așa cum a gestionat-o anterior. Iluzii despre faptul că poate fi votat altcineva în acest Parlament de către o majoritate coruptă nu are cum, dar și propriu zis, da, să aducă anumite și rezultate, fiindcă ei sunt împreună 55 și încă 10, dacă este nevoie, să mai găsesc în Parlament. De ce? Este o majoritate solidă care nu vor accepta pe nimeni în această horă, dacă nu cumva este o altă înțelegere. De ce, domnul Car, trebuie să recunoaștem că anterior și în luna ianuarie au mai existat unele premize pentru a avea o altă formulă? Eu nu cred. Eu nu cred că Dodon cu Șor ar fi mers cumva la formarea unei alte majorități situația... sau pe seremiști ar fi votat pentru orice alt candidat care nu este dacă din permiteți, pardon, chiar că vă întrerup. După înfrângerea zdrobitoare a lui Dodon, conjunctura și situația era de așa natură, inclusiv în Parlament, fiindcă noi suntem deputați și simțim pulsul totuși. Ar fi fost posibilă o conjunctură de a avea un așa numit guvern de scurtă perioadă, provizoriu, pentru alegerile din luna august. A existat după mine și mai mulți colegi, dar bine, e un subiect care l-am consumat și chiar nu vreau să mai revin la el. Păcat că n-a fost valorificat. Îmi spuneți cu cine se făceau 51 plus. Bine. Dacă îmi puneți pe o hârtie cine alături? Povestea asta cu lista nu, păi da, e vechi. Dacă merg și votez, deci te duci cu o listă de 51 de persoane. Da. Carp, Reniță, cu cine acolo? Bătrâncea, Nova, cu cine mai pune? Vine candidatul desemnat și în Parlament se decide, domnul Carp. Și dacă ei au 51 de voturi care desemnează pe altcineva, vă rog frumos, asta deja este o poveste care este trecută și eu nu cred în povești cu zâne. Deci atâta timp cât nu există 51 de mandate, deci care să vină să înainteze un candidat care nu este pe placul lui Dodon, nimeni nu va vota un guvern deci, pro-european. Nu, chiar și de scurtă durată. Dumneavoastră știți că politica este arta imposibilului. Poftim? Politica e arta imposibilului. Și dumneavoastră știți asta. Noi eram obligați, sau voi dacă vreți ca și politicieni, să găsiți o soluție pentru ca perioada asta să nu fie atât de dureroasă pentru Republica Moldova. Pentru că noi, până în septembrie, va trebui să suportăm acest ciot de guvern, ca să nu-i spunem altfel, care nu ne dă nimic bun. Cine își asumă responsabilitatea că am pierdut 60 de milioane de euro din partea României? Domnul... Dacă ar fi existat un guvern, ar fi negociat. Și nu spuneți, vă rog frumos, cu 3 luni de zile n-am fi reușit. Care guvernul lui Dodon și Șor? Nu contează. Nu contează. Noastră știți foarte bine că acest Dodon al lui Chicu, care a fost... Deci a boicotat și nu a fost semnat acel acord. De ce acum încercăm să ducem opinia publică în altă parte? Acest Parlament nu poate să genereze nimic bun din cauza că nu sunt 51. Demisia guvernului Chicu. Dar vă spun, noi toți am fost acolo și dumneavoastră tot ați fost și eu am fost. Toți am strigat demisia guvernului Chicu. Și a dat demisia. Și ce s-a schimbat atunci? De ce am strigat demisia guvernului Chicu? Pentru a organiza alegeri anticipate și a da acestui Parlament posibilitatea, adică cetățenilor din acest stat, așa să voteze o majoritate parlamentară care să poată dea un guvern pro-european. Noi de asta am strigat și în plină campanie... Am făcut țării și oamenilor rău în situația asta, dumneavoastră nu puteți să înțelegeți lucrul ăsta. Până în august, sau chiar până în octombrie, ne vom avea guvernul ăsta absolut irresponsabil. Noi nu știm unde ajungem cu guvernul ăsta. Asta era problema noastră cea mai mare. Da. Nu anticipatele, pentru că anticipatele erau un lucru previzibil și așteptat de toată lumea. Spuneți-mi o soluție de votare a unui alt guvern, cu 51 de semnături. Soluția? Bine, asta vreau să știu. Dacă guvernul ăsta era al pasului, nu era nicio problemă. Nu, deci pasul a venit cu un candidat. Nu este adevărat. Și este exact. Cât a fost guvernul sau tentativa pentru Grosu, nu a existat nicio discuție în spațiu public. Deci 51 de mandate... Nu a avut nimeni din deci forțele pro-europene ca să poată fi investit în acest Parlament. Hai să nu lăsăm matematica a dispărut în Parlamentul sunt... 3 zile. Ea a apărut din momentul în care a ieșuat gros. Eu cred că noi am intrat o pistă deja consumată și greșită. Da, este și adevărat. Eforturile, cred că trebuie, ziceam de la început, trebuie să le concentrăm cum procedăm mai departe. Care sunt metodele? Cum reușim să constituim o majoritate pro-europeană și națională? Ceea ce s-a ratat ține de domeniul trecutului și de responsabilitatea factorilor politici care n-au valorificat-o.
Domnule Reniță, da, povestea cu, lista, să, cu lista... Trebuie să spun doar că mi-am telefonat atât pe domnul Corneliu Vurculiță, și pe Vasile Bolea, și pe fostul premier Ion Chicu, să ne răspundă la mai multe întrebări. Au fost cumva vizat sau erau în... ar fi putut răspunde sau comenta? Cred că ați greșit adresa, să-i sunați în Bahamas, dacă aveți numărul de acolo. Poftim? Numărul din Bahamas și Bolea și Vurculiță îi găsiți acolo. Haideți să vedem în felul următor. Bun, nu vreau să... deraiem foarte mult de la principalul subiect, dar cu acest acord dintre Republica Moldova și România, acei 100 de milioane de euro, e vorba despre acel acord de 100 de milioane, 60 de milioane de euro îi ratăm. În opinia dumneavoastră, de ce se arată Ministerul de Externe surprins de această notă din partea autorităților din România? În această seară am citit știrea care vine de la Ministerul de Externe. E... oricum, o discuție permanentă între autoritățile de acolo. Da, dacă îmi permiteți, aș vrea să dau cu părere și... Deci, până la urmă, domnule Reniță, ca să înțelegem foarte bine cu acești bani, e vorba despre un ajutor până la urmă. Unde s-a oprit căruța? Bine, dacă îmi permiteți, eu am să vă zic. De ce pierdem? Dacă, ca persoană care am participat inițial la elaborarea a 4 protocoale, din cele 6 care s-au produs și în general la elaborarea acordului, fiindcă este o chestiune fundamentală în diplomație ca și în politică, să se știe. A fost semnată declarația de parteneriat strategic între Republica Moldova și România de integrare europeană. Și nu întâmplător, accentul a fost pentru acest parcurs de integrare europeană al Republicii Moldova, ulterior a venit acordul de 100 de milioane, concretizat. Ei bine, perioada când eram la București, 4 protocoale s-au semnat, evident că a fost necesar de extins area sau domeniile de aplicare a acestor bani. Dar și atunci, vă spun sincer și cu toată responsabilitatea, existau reticențe la Chișinău. De ce gen? Scopul conducătorilor de la Chișinău era doar unul. Dați-ne această 100 de milioane, transferați-o la Chișinău și noi mai departe ne descurcăm. Se mint și acum cum i-au deranjat pe unii miniștri din guvernul lui Filat, că de ce vin mașini cu nisip și ardezie și terestea sau altele din România, au trecut prutul și vin și aduc pentru satele astea care au fost inundate. Știți, s-a reacționat prompt și s-a venit cu, adică în forma bănească, dar deja cu material de construcție. Și erau foarte mulți nemulțumiți, că noi putem să găsim și noi materiale de construcție. E clar că băieții șmecheri aveau tot pregătit. Dacă cineva considera că la București lucrul ăsta nu se cunoaște, greșesc amarnic. Ei bine, acum e aceeași situație. Evident că protocolul 6 a fost tergiversat exclusiv de către Chișinău, în momentul în care România, București, a spus foarte clar, fraților, acordul derivă din declarația de parteneriat strategic pentru integrare europeană. Voi doriți banii ăștia, dar unde e parcursul vostru european? În Eurasia? Și s-au pus pe tapet niște aspecte, n-aș spune condiționalități, cum am văzut, fiindcă declarația Ministerului de Externe, să vă spun sincer, este ca și o declarație a secției de agitație și propaganda PSRM-ului, din păcate. Aici există câteva declarații care cumva sunt acuzatoare. Prima declarație aparține președintelui Maia Sandu, care îl acuză pe Chicu, că nu a semnat protocolul 6. Ion Chicu vine în replică și îi spune Maia Sandu de ce atunci când a fost premier nu a semnat protocolul 6 în acestui acord. Păi a fost o chestiune intenționată. Ca să nu existe loc de manipulări, nu știu, proceduri. De vă ce zic, acordul este exprimarea voinței politice a două părți, Chișinău și București. Nu te aștepta că vei primi la Chișinău bani așa pe Bogdan Prost, fără nicio condiție. A fost și în 2010 și 15 și acum aceeași situație este. Lucrul ăsta Chișinău nu vrea să-l recunoască. Și am rămas surprins când la Comisia de Politică Externă de la Parlament a venit un reprezentant de la Ministerul Agriculturii, care el negocia protocolul numărul 6. Deși e o chestiune mai mult politică era, având în vedere sensibilitățile curente.
Cum dumneavoastră credeți că Bucureștiul va da bani când ajutoarele românești sunt întâmpinate sub podul de la telecentru? Atitudinea antiromânească, mesajele lui Dodon, a lui Chico, atât de veninoasă împotriva... Dar la vaccinat stau în rând și fură împotriva, vaccinul. Împotriva României și dumneavoastră să le aducă bani și să le pun pe masă direct lui Chico și lui Dodon. Iată care, evident că e o condiționare politică. Unde vine parcursul vostru european? Și lucrul ăsta, banii care îți vin pe boc, dar proste, adică calul de dar, nu se mai caută în dinți. Chișinău, din contră, a încercat ca să-i se dea totul pe degeaba, dar și condiții să le pună Chișinău. Și ziceam, cel de la Ministerul Agriculturii avea o impertinență incredibilă. Absolut, când arăta 99% toată vina și când l-am întrebat, dar care sunt problemele? Chiar donația, că e o donație, e un grant nerabursabil. Asta nu aveți nevoie de dumneavoastră, puneți atâtea condiții. Chișinău punea condiții, nu București. După o scurtă pauză o să răspundem la următoarea întrebare. Dacă salvăm acest ajutor, dacă cele 60 de milioane vin în Republica Moldova, dacă există scenarii pentru asta, pot fi folosite pentru vaccinarea în masă? O să răspundem la această întrebare după o scurtă pauză. Stați aproape.
Domnilor, am revenit, suntem din nou în direct. Este semn și pentru dumneavoastră și pentru cei din platou, pentru că mai discutăm și în publicitate. Și înainte de pauză, domnul Trecuță vrea să intervină la creditul de 60, la ajutorul umanitar de 60 de milioane, după care discutăm și întrebarea la pe care am... Discutăm în context, da. Deci primul lucru care trebuie să-l precizăm, pentru că se vorbește foarte mult la acest subiect și se manipulează foarte mult, este că Parlamentul nu are absolut nicio treabă cu această situație. Deci, acest acord era ratificat de Parlament, el era în vigoare, iar un guvern plenipotențiar putea să parafeze acest acord. Protocol și el să rămână în continuare activ și noi să putem să beneficiem de acești bani. Cum funcționa acest acord? Era exact ca pe principiul granturilor sau proiectelor pe care le obține orice organizație non-guvernamentară, de exemplu. Da? Deci Guvernul Republicii Moldova făcea niște oferte de finanțare pentru Guvernul României și spunea, uite, eu am un proiect 1, 2, 3, 4 și am nevoie de finanțare pentru. Și în felul ăsta se accesau bani. În 2019 nu s-a făcut nicio ofertă din partea Guvernului Republicii Moldova și în 2020 nu s-a făcut nicio ofertă din partea Guvernului Republicii Moldova. Deci avem 2 ani de zile în care s-au ratat și nu am primit niciun ban din partea Guvernului României. Bun, de la Igor Dodon și de la Chicu și așa mai departe, toată construcția asta socialistă guvernamentală, nu avem absolut nicio așteptare. Eu, de exemplu, nu am așteptat nimic de la ei. Nu știu cum dumneavoastră, pentru mine ei nu au absolut nicio... Dar, în 3 luni de zile, noi am fi putut salva această situație. Ați întrebat dacă putem sau nu putem să-i folosim pentru vaccin. Nu, nu-i putem folosi. Dar sunt 1.200.000.000 de lei moldovenești, acești 60 de milioane de euro, pe care noi i-am fi economisit și am fi putut cheltui banii noștri pentru vaccin. Deci nu neapărat să-ți vină cineva să-ți îi dați, îi folosești pe a tăi, dar îți vin din altă parte, înțelegeți? Deci se compensează aceste sume. Întrebare. Și este regretabil că noi nu am putut să folosim această donație din partea Guvernului României. Și amintiți-vă, vă rog frumos, câte școli și grădinițe s-au reparat și construit în Republica Moldova în acești 10 ani de zile. Poate fi negociat un alt acord? Da, poate, dar întrebarea fundamentală este cine? Cine? În prezent nu mai există nicio posibilitate. Subiectul, să știți că este construit. Cu acest guvern? Cu acest guvern. Mă refer interimar. V-am mai menționat încă o dată pentru telespectatori ca să cunoască. Doar în cazul în care există voință politică în ambele capitale, și la Chișinău și la București. Actualmente nu există nici într-o capitală această dorință. Factorul politic a compromis, de la Chișinău, a compromis posibilitatea valorificării acestor bani. Domnul Terguță, vă asigur că dacă era un guvern plenipotențiar sau următorul care va veni și sperăm că va fi unul de orientare pro-europeană și națională, chiar și într-o lună de zile se negociază și se modifică un nou acord în care vaccinarea și alte domenii pot fi incluse cât mai curând posibil. Vă zic încă o dată și din experiența mea, lipsa voinței politice blochează totul. Prezența ei poate imediat de a soluționa problema. Cu Chicu, cu Dodon, cu toate atacurile lor antiromânești, de o impertinență crasă, nu ne putem aștepta că acest acord ar fi putut cu actualul guvern de a mai fi prelungit. Și încă un moment, am văzut unii colegi din Parlament au încercat să facă o excepție de la Constituție și să conferi dreptul unui guvern interimar de a semna tratate internaționale. E un gest extrem de periculos și unul exclusiv conjunctural, care pune în pericol mai multe lucruri și în funcție de un partid sau o grupare politic, poate fi și criminală, poate valorifica această posibilitate de a conferi unui guvern demisionar. Uitați-vă, ar putea să ia și 2-3 milioane de la ruși cu 5%. Parlamentul nu are nicio influență asupra guvernului interimar, dar dacă i s-a acordat acest drept, aici este pericolul. Și Dodon și Chicu vor valorifica această posibilitate. Aici e marele pericol. Va fi un nou acord, după mine, când vor exista condițiile politice și respectul reciproc și voința politică între Chișinău și București,
cu un parcurs clar pro-european al Republicii Moldova. La acest capitol, concluzia e următoare. Dacă și dacă vom avea un nou acord, asta se va întâmpla cel de vreme în octombrie, dacă alegerile sunt în septembrie și apoi până la parapare și așa mai târziu. Cu o condiție că acest Parlament va putea să ofere un guvern pro-european. Așa este. Prima condiție. Categorii. Până la alegeri parlamentare anticipate, în cazul în care ele se întâmplă. S-a vorbit din startul emisiunii despre faptul că ar trebui să fie și o campanie de vaccinare. Fără posibilități, guvernul nu poate. Așa am înțeles de la domnul Răniță și de la dumneavoastră. Vedeți că România utilizează alte posibilități și vin prin alte filiere. Vedeți că frații noștri din România nu ne-au lăsat la cheremul exclusiv al lui Dodon și Chicu, dar au găsit alte posibilități. Așa că, și aici colegul a făcut referire, foarte mulți basarabeni, români basarabeni, merg în România și se vaccinează. Procentul crește pe zi și trece. Iar ăștia toți sunt bani. Și ăștia sunt bani. Nimeni nu vorbește, nici antiromânul Chicu și Dodon, căruia și unul și altul cred că ar trebui depus câte vreo 5 vaccinuri Sputnik ca să-i sature Dumnezeu de dorința asta de închinare la Moscova. Merg basarabenii și se vaccinează cu miile, cu zecile de mii în România și oricum reduc considerabil cheltuielile pe care ar fi trebuit să le suporte bugetul Republicii Moldova. Da, ceea ce vreau să spun este că România acordă asistență pe alte programe, da, pentru diferite ajutoare care nu au nimic comun cu acest protocol, da, care trebuie ratificat. Dar ceea ce este interesant, eu vreau să spun altceva. Da, pe de o parte, nu a fost ratificat pentru că noi cunoaștem foarte bine viziunile românofobiei, atât al lui Dodon, dar și emanația pe care a avut-o acest guvern. Da, lui Dodon Chicu și am văzut și Chicu cât de urât s-a vorbit împotriva unor reprezentanți. Și continuă, sigur, dar Derek a atacat destul de dur anumite reprezentanți a diplomației române. Dar reprezentanților, după ce au întâlnit ei sub pod acel ajutor umanitar din partea României, vedem că reprezentanților prin centrele raionale, diferit președinți de raioane, dar oamenii se vaccinează cumva pe la spate, fără ca să aștepte rândul. Da? Nu sunt medici mai întâi vaccinați, dar diferiți președinți de raioane, vicepreședinți de raioane, care cumva încearcă aici să ajungă asta. Să fie și o problemă de viitor în campanie. Nu sunt monitorizați și statistica va fi eronată. Noi, chiar dacă ajungem în anticipate, nu o să putem ști câți realmente oricum, ei sunt în registru, ei nu asta pur și simplu. Noi de unde cunoaștem ei s-au vaccinat? Care registre? Eu vorbesc despre faptul din că... România. Eu vorbesc din Republica Moldova. Nu, din România. Iar noi nu avem o lege prin care bazele de date ale Republicii Moldova și României cu privire la starea civilă e, sunt... E o chestiune confidențială, privată a fiecare persoană. Absolut. Ține de protecția fiecare. E răspunderea personală ar putea... Vedeți, calculele socialiștilor, mă scuzați, cu procurarea vaccinului exact de 10 dolari, care este și suma aceea de 300 de milioane, dată cu destinație specială. Și dacă vă aduceți aminte, dragi colegi, în Parlament am propus un amendament la legea respectivă, niciun vaccin să nu depășească mai mult de 30%. Nu, n-a trecut, fiindcă știau că este destinat ceea ce este în buget exclusiv pentru... Lereniță. Pentru Sputnik. N-am nimic împotriva lui Sputnik, să fie sănătoși toți care se vaccinează. Este, bănuiesc, un vaccin bun, dar e de altceva, domnule. E orientare exclusiv politică. Credeți dumneavoastră că avea rost să existe nu știu, un program de asta sau o inițiativă de asta ca și la monopolurile de stat, nu fie mai mult de 30%, odată ce Republica Moldova nu a inițiat discuții cu companiile farmaceutice. În bugetul Republicii Moldova, deci nu a fost inclus niciun ban pentru... Și atunci, ce să mai scoți o lege ca să limitezi 30%? Nu, ca să-i motivăm că altfel ei s-au orientat exclusiv la Sputnik. Ca să motivăm. Spunea doamna președinte și alți factori că ei așteptau ca Pfizer-ul
Moderna sau alții, Johnson & Johnson, să vină la Chișinău, că ei citesc în limba rusă sau în română anunțurile de la achiziții publice. E o aberație și o bătaie de joc. Sunt acțiuni sfidătoare, clar orientate către doar un beneficiar. Iată care e situația. Da, deci dacă în luna august sau în iulie să ținea cont că e nevoie să demitem acest guvern Chicu, probabil că nu ar fi ajuns Republica Moldova în situația asta. Dar atunci iar au fost probleme de matematică. Am încercat nu să-l dăm jos. Da. Păi bun, și s-au adunat câte voturi. Iarăși matematică, iarăși păi da, matematică, frică atunci, și așa mai departe. Iar manipulări, domnul, dar acest guvern Chicu... Haide, nu manipulăm. Am încercat și a fost 48 de voturi. Acest guvern Chicu nu a știut să programeze și să prognozeze lucrurile. Pentru că dacă în august, atunci când toate țările lumii încheiau contracte pentru vaccin, ai noștri se gândeau la un singur lucru, la alegerile prezidențiale. Vă propun să ne concentrăm cum procedăm mai departe. Lăsați trecut cu ei. Da, eu sunt de acord cu domnul Reniță. Într-adevăr, noi trebuie să ne concentrăm pe ce facem mai departe. Da, avem un plan de vaccinare. Da. Doar că avem o problemă la acest capitol. Din păcate, oamenii nu sunt informați. Deci considerăm și noi optăm și partidul nostru optează pentru asta ca să fie o campanie de mediatizare masivă pentru ca oamenii, unu, să nu aibă frică de acest vaccin, doi, să li se transmită sau să li se comunice informația veridică, unu, trebuie să aibă alegerea... Îngustăm întrebarea, doamna Grițcom. Haideți să vă întreb în felul următor. În Republica Moldova, conform datelor sociologice, a sondajelor, 60 sau cât era? 47% nu vor nici 60... să audă de acest lucru. Nu vor de vaccin. De ce? De ce? Întrebarea v-ați pus să acum, dumneavoastră propuneți o campanie de vaccinare împreună cu o campanie de informare. Având această cifră sociologică care arată că 67% nu vor să vaccineze, cum ați face dumneavoastră această campanie? Deci problema este, deci baza de fapt, rădăcina acestei probleme este în altceva. De ce s-a mediatizat opinia unor medici, personalul medical care au refuzat să se vaccineze? Deci trebuia explicată din start acestor persoane ce este vaccin, cât este de benefic, de ce noi asistăm acum la o situație când 40% din cetățenii Moldovei refuză în genere, deci nu vor să audă nici de un fel de vaccin. Nu mai vorbesc de Sputnik sau de Pfizer. Vorbim despre tot. Eu personal, sincer, da, acum sunt într-o perioadă post-COVID, o să mă vaccinez atunci când nu voi mai avea anticorpi. Deci asta este procedura. Dar sigur că o să mă vaccinez. Nu neapărat. Nu neapărat. A, bine. Cu medicul său. Știți cum? Da, eu cu medicul meu și cu... Aici aș vrea să atrag atenția. Astăzi am văzut un comunicat de la Ministerul Sănătății din România cu mai multe explicații la întrebări de genul dacă și când e bine să te vaccinezi, dacă ai avut sau nu COVID în ultimele 14 zile sau dacă trebuie sau nu de așteptat. Eu cred că ar trebui, haideți să vedem dacă Ministerul Sănătății sau, mă rog, Guvernul Jocoi ar putea să facă cel puțin o campanie de informare în felul ăsta sau inclusiv. Vedeți tot la campania de mediatizare și ajunge. Lipsește cu desăvârșire. Lipsește mai mult ca atât. Pe site-ul Ministerului Sănătății lipsește o informație elementară despre ce este COVID, cum să te protejezi, ce trebuie să faci când apar primele simptome. Da, și vorbesc că există această informație, doar că este doar în limba de stat. Dar noi nu trebuie să negăm faptul că în Republica Moldova trăiesc și oamenii care vorbesc în limba rusă. Aș mai avea pentru dar mai vorbitorii avem... de limba rusă nu există absolut nicio informație de genul dat. Deci, oricum revenim la campanie de informare în masă, ce trebuie să facem, cum trebuie să ne protejăm și cum, ce este vaccinul și cum trebuie să ne vaccinăm. Cel puțin în Ministerul Sănătății au spoturi, nu știu dacă ele la posturile televiziune ale lui sau afiliate altor politicieni sunt difuzate. Ele apar doar în limba rusă și un vaccin anume. Mai am o întrebare, aș fi avut mai multe, dar prima oră se termină în câteva minute.
avem alegeri posibil, să avem alegeri anticipate. S-a vorbit foarte mult despre campanii de vaccin. Întrebarea e dacă mai mult se gândește, lumea se gândește la anticipate decât la vaccin, în cazul în care nu ne ajung suficiente vaccinuri pentru ca lumea să fie cât de cât imunizată. Ce facem? Am avut o campanie electorală prezidențială care a fost în plină pandemie, care s-a petrecut, noi spunem, cât de cât bine organizat. Deci noi deja avem experiență în Republica Moldova. În plină campanie electorală, în plină pandemie, se organizează alegeri anticipate în Bulgaria, din cât cunosc, dar și în Armenia. Deci asta nu trebuie să fie un argument pentru ca să lăsăm hoții mai departe să fure Republica Moldova. Deci noi avem experiență în Republica Moldova, deja în plină pandemie, cum s-au organizat alegerile prezidențiale. Așa că nu, deși este important noi să vaccinăm în această perioadă cât mai multă lume, să convingem cei care sunt membrii Comisiei Electorale să se vaccineze pentru a se proteja pe ei și să organizăm condiții bune, da, în siguranță pentru cei care merg la votare. După mine, factorul pandemic a rămas în umbră și a apărut în prim plan cel electoral. Astea sunt realitățile și trebuie să reieșim din această situație. De asemenea, pentru mine e mult mai important acum, iarăși, deși cu riscul de a mă repeta, cum procedăm noi mai departe? Ne dorim într-adevăr un viitor guvern și parlament pro-european și național sau îl vedem alt formă, alt componență a guvernului viitor și a parlamentului viitor? Asta este preocuparea mea și fac un apel către toți pro-europenii și toți cei care sunt pătrunși de interesele naționale și românești, să reflectăm serios și să procedem la o alianță, la o înțelegere, la o abordare comună. Este extrem și extrem de important, mult mai important cum vom proceda decât alte lucruri pe care, din păcate, deja le-am depășit și subiectele sunt consumate. Partidul nostru mereu a optat pentru alegeri anticipate, deci nu este mare secret ceea ce o să zic acum. Evident, în circumstanțele în care acum trăim toți, pandemie, COVID-19, trebuie să ne preocupe și această întrebare, nu în ultimul rând. Cum a menționat și colegul domnul Carp, într-adevăr, în acest an se desfășoară alegerile în mai multe state europene, inclusiv unde situația cu pandemia este la fel de proastă ca și la noi. Avem alegerile în Găgăuzia. Avem alegerile în Găgăuzia în luna mai și vom vedea cum se vor desfășura acolo, doar că eu aș avea un îndemn către toți cetățenii Republicii Moldova, pentru că de fapt de ceea ce fac ei, depinde nivelul de infectare, pentru că atâta timp cât nu te protejezi și nu te porți de grija ta, deci îl infectezi pe cel de alături. Grijă de... Foarte scurt. Din punctul meu de vedere, această campanie și bătălia din această campanie se va da pe online și la televiziune. Vor cheltui foarte mulți bani partidele politice și special cele care au acești bani. Bahamas, Shor, Renato Osată, înțeleg că își caută bani acum. Nu vă bateți capul, vă rog frumos, de Renato Osată. Bateți-vă capul de voi, nu de Renato Osată. Bine, și înțeleg, noi mereu am fost sinceri și rapoartele noastre financiare mereu au fost transparente. Sper. Nu sperați, așa și este. Și partidele vor trebui să cheltuie foarte mulți bani de data aceasta. Iar cetățenii, dacă vor să aibă un parlament curat, următorul care vine, va trebui să-și pună întâi și întâi întrebarea de unde aceste partide au atât de mulți bani. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la emisiune, doamnelor și domnilor. Stați aproape, în câteva clipe avem alți invitați. Ne vedem curând! Thank you.
noi din nou în direct în această a doua parte a emisiunii Ora Expertizei. I-am invitat pe domnul Andrei Baștovoi, deputat în primul parlament, pe domnul Roman Mihăieș, comentator politic, Valeriu Osalep, fost viceministru de externe, și avocatul Stanislav Pavlovski, care este împreună cu noi prin Skype. Bună seara tuturor, bine ați venit la emisiune. Bună seara. Discutam și în prima parte a emisiunii, de fapt e singurul subiect sau e subiectul central pentru ediția din această seară, anunțul făcut de președintele Maia Sandu, care merge la Curtea Constituțională, să întrebe dacă sunt întrunite condițiile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. A făcut și un briefing astăzi, am văzut declarațiile de după, făcute și de Igor Dodon și PSRM, de alți actori politici, Platforma pentru Moldova și Partidul Ușor. Și aș vrea să vă întreb dacă acum mergem într-o fază nouă și ieșim ușor din această criză instituțională, în opinia dumneavoastră. Cine ar dori să înceapă? Da, eu dacă stau imediat în stânga dumneavoastră, deci părerea mea este așa, că această, să zic, fază s-a prea lungit. Deci a depășit toate limitele teatrale. Adică, după mine, dacă președinta iniția această procedură de investire, de sesizări de astea încă în luna decembrie, eu cred că acum deja se cunoștea data alegerii, acestor alegeri anticipate, care sunt iminente. Este absolut clar că această clasă politică nu mai poate face față. Deci dovadă este și anunțul făcut sâmbătă de Ambasada României, de Ministerul de Externe României, că a încetat acordul de împrumut, să zicem, nu împrumut, de grant de ajutor nerambursabil de 100 de milioane, deci care n-a fost gestionat în modul corespunzător, se pierd 60 de milioane, deci este clar că este o clasă politică absolut compromisă, dar eu aș face doar o singură paranteză, că inclusiv cea care vine, din câte întrevăd eu, poate că apare pe ultimele 50 de metri, 100 de metri, nu va fi cu mult mai bună. Asta este părerea mea. Dar că aceste alegeri trebuie să aibă loc este absolut cert și absolut necesar. În opinia dumneavoastră, da, sunt întrunite sau nu condițiile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate? Aici, vorbim... dacă îmi permiteți, întrebarea e și din perspectiva unor posibile încercări din partea PSRM-ului de a bloca declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, care ar fi ele dacă... Domnul Mișin, după mine, care judec nu atâta prin prisma, să zicem, juridicului, dar prin prisma raționalului. Deci, menirea oricărui parlament este guvernabilitatea țării. Da? Adică, atâta timp cât în parlament există o majoritate care poate să creeze un guvern, nu sunt întrunite condiții. Deci asta din punct de vedere a raționalului. Din punct de vedere a necesității imperioase politice de care am vorbit mai devreme, ele trebuie să aibă loc. Acum, cum se comentează juriștii această dilemă, că uneori am impresia că deja s-au dedat, fac niște lucrări de laborator, știți? Mai punem un pic, mai presărăm, mai luăm articolul ăsta, îl interpretăm așa, asta îl întoarcem așa. Deci, pe mine mă dezgustă chestia asta. Eu zic așa, alegeri trebuie să fie, dar din punct de vedere a întrunirii condițiilor constituționale, eu zic că nu sunt. Deci, nu știu, poate este ambigu, dar asta este părerea mea. O să detaliem mai târziu, domnule Mihăieș. Aici trebuie să facem o prezare, că anume, conform Constituției, condițiile s-au întrunit. Aici deja puteți vorbi despre alte rațiuni. Trebuie să încercăm să facem diferența între partea juridică și partea politică a problemei. Din punct de vedere juridic, s-au consumat 45 de zile și 90 de zile, da? Sunt termeni imperativi constituționale, aici nu te poți juca cu Constituția, da? Să mai faci 3 tentative sau 4. Constituția spune clar, minimum 2 tentative în Parlament. Condiția pentru a fi dizolvat Parlamentul. Noi am avut 2 tentative în Parlament.
Și sunt două termene concurente de 3 luni de zile, care s-a început la 23 decembrie și s-a consumat. Și de 45 de zile, care a început la 8 februarie și s-a consumat. Bun, acum asta partea... probabil că, sau cel mai probabil, o să poate, aici o să discutăm, o să meargă la Curtea Constituțională, probabil să dea o interpretare. Dar aici, dacă îmi permiteți... Care termen este mai câștigător? Curtea Constituțională nu poate să, nici de cum, să treacă peste aceste două termene, pentru că s-ar face vinovați de infracțiuni penale. Deci ei nu sunt judecători atât de naivi să-l asculte pe Igor Dodon sau pe oricine altceva. Ei pot să facă altceva. Ei pot să scrie acolo că președintele poate, dacă dorește, sau dacă sunt rațiuni de alt ordin, să amâne alegerile parlamentare sau să mai negocieze cu partidele a treia oară. Dar asta este o rațiune politică, nu este juridică. Adică avizul Curții Constituționale, el nici nu este obligatoriu măcar pentru președinte, el este un aviz. Asta foarte puțin juriști vorbesc. Există hotărârile de Curții Constituționale care sunt obligatorii. Avizul Curții Constituționale servește pentru ca președintele Republicii Moldova, opinia publică, jucătorii politici să aibă un reper juridic. Pentru că Constituția Republicii Moldova îi dă voie președintele Republicii Moldova să dizolve Parlamentul. Dar asta este o decizie a Curții Constituționale din 2013. Să vedem dacă Curtea o să mențină jurisprudența, care obligă, deci la 45 de zile îi dă voie, președintele se oblige să dizolve Parlamentul, dar la 3 luni de zile, dacă nu se numește un guvern în Parlament, obligă președintele Republicii Moldova să dizolve Parlamentul. Pentru că rațiunea este simplă. O criză politică nu poate dura foarte mult timp pentru că se pune în pericol existența structurilor de stat, existența întregii carcase constituționale. Deci este o rațiune care se regăsește în toate constituțiile lumii, apropo, și ea preluată de România și din alții. Un an jumate fără prim-ministru, adică nu. Nu a fost fără președinte, să nu confundăm asta. Domnule Ostalep, suntem în situația în care ambii actori mari politici au vorbit despre, până la urmă, un singur lucru, chiar dacă în chei diferite. Maia Sandu spune că am văzut invitații din cealaltă parte, că ar fi gata pentru alegeri parlamentare anticipate în august-septembrie. Igor Dodon spune despre blocarea alegerilor, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar se întrevede în declarația lui faptul că, deci eu citesc, noi considerăm că alegerile parlamentare anticipate sunt extrem de periculoase dacă nu vom avea vaccinați cel puțin 300-400 de mii de oameni. Deci, poate fi interpretată această propoziție, deci, dacă există o campanie de vaccinare. Guvernul, Pfizer și Moderna spun că vaccinii pentru Republica Moldova nu sunt, deci ne bazăm pe ajutoare umanitare. Cum vedeți dumneavoastră? Pornind de la declanșarea, de la cererea Maia Sandu către Curtea Constituțională să constate oportunitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Ele, în general, sunt posibile în august-septembrie, ținând cont că oricum ambii au vorbit despre necesitatea vaccinării? Eu consider că... Pardon că așa lung da, cumva, dar... La momentul actual, Maia Sandu acționează perfect în cadrul legal 1, absolut corect din punct de vedere politic și din punctul meu de vedere strict în interesul societății și statului nostru, care are necesitate de o reformatare a structurilor de stat, pentru că cele care există astăzi, ele pur și simplu nu sunt funcționale. Și trecem de lirică, s-a vorbit de multe ori în emisiunile, ele pur și simplu nu funcționează. Nici guvernul este de interim, nici parlamentul este scandalos. Și bătaia asta de joc, care astăzi se numesc ministerele în Republica Moldova, asta e un fel de parodie. Nimic nu funcționează. Și atunci eu înțeleg președintele Republicii Moldova și actorul politic, Maia Sandu, care acționează în cazul dat, eu ca cetățean vorbesc, absolut în strict. Lăsăm lirica deoparte, deși de atâta, că pentru cât, atât nu contează. Ea merge într-o linie absolut corectă, pentru că este strict necesară o reformatoare, deoarece structura actuală nu dă niciun rezultat și nu este capabilă să o dea. Asta e punctul întâi. Punctul 2. Dodon se teme de fix 3 lucruri. 1. El se teme, deși el o pierde puterea și el se teme foarte corect, așa și o să fie. Adică asta nu spune la discuție, se pierde el puterea sau nu. El știe precis că în rezultatul alegerilor anticipate, el pierde puterea. Punctul 2. Dacă cineva astăzi ia un stilou și începe a analiza numele și familiile ministrilor, deputaților, șefilor agențiilor, structurilor de stat, dumneavoastră să vedeți un incest politic. Iteți acolo între dânșii, cu mătri, șini, nănași, verișori și așa mai departe.
Adică dacă luați de sus în jos, în jos și mergeți punct cu punct, ați uitat să spuneți sponsori. Numiți-i cum doriți, dar îi teță srugi între dânșii. Și teta asta duce la Dodon. Deci el acolo e capul la tătă, familia asta, în ghilimele. Eu, de exemplu, mă sunt tare neconfortabil să trăiesc într-un stat unde ședi un derbedeu ca Dodon, zis politic, și el în continuare își bate joc de noi, punând jrudele, și punctul 3 de sistem el, că sunt elemente importante, el înțelege foarte bine că pierderea puterii și resurselor financiare, asta să înseamnă răspundere, și nu numai politică, și nu numai pentru dânsul. Și din cauza la aceste trei elemente, Dodon e gata să povestească toate poveștile tuturor popoarelor din lume, pentru că în mod rațional noi vorbim despre ce e conform Constituției, dar Curtea Constituțională nu știu când, cât timp o pronunță, să spunem într-o săptămână, 10 zile, de exemplu. Conform legii, după asta timp de 3 luni trebuie să organizați alegerile. Nu se oprește lumea și nu se oprește pandemia, nici spre regret. Nici următoarele 3 luni și nici următoarele 6. Vaccinarea și multe alte lucruri le o să meargă paralel cu asta, una la alta nu încurcă. Eu v-am explicat detaliat care sunt motivele dintre care, din care Dodon și el mai susțin acolo încă vreo 20 deputați, cam că și ei soartă și la dânsii, nu vor anticipa. Iată care e problema politică și ea depășește cadrul politic, nu trebuie să problemă dezvoltarea statului nostru. Domnule Pavlovski, în opinia dumneavoastră, sunt într-unite condițiile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate? Dacă da, când am putea avea alegeri organizate alegeri în Republica Moldova? Dacă nu, care ar fi argumentele? Știți, contează puțin ce cred eu și care este opinia mea. Iată ce am vrut să spun. Opinia dumneavoastră, vă rog. Și, da, și ce elementul care juriștii scapă din vedere. Deci pe 24 iunie 2019, Comisia de la Veneție a examinat un șir de întrebări privind situația cam similară din Parlamentul Republicii Moldova. Și în punctul 42 a dat răspuns clar la această întrebare. Ceea ce a spus domnul Mihaieș este corect, dar asta este numai jumătate din concluzia Comisiei de la Veneție. Comisia de la Veneție, în punctul 42, a divizat problema în două. În situația în care nu este posibil de ajuns la un numărător comun și de format un guvern, situația în care este posibil, dacă se format majoritate care își asumă răspundere pentru formarea unui guvern. Și Comisia de la Veneție a decis că în prima situație, că nu este posibil, că a fost epuizate toate posibilitățile, atunci, între linie, dizolvare Parlamentului, cum Comisia o numește, ultima rațiu, raționament. În situația în care există majoritate capabilă să formeze guvernul, Comisia de la Veneție spune că dizolvarea Parlamentului în această situație ar aprofunda criza constituțională, eu traduc în engleză, deoarece vă rog să mă scuzați dacă ce. Și în situația dată, dizolvarea Parlamentului poate fi chiar și considerată o încălcare a obligațiunilor constituționale de către președinte în calitate de putere neutră. Dar ce anume, care articol ar încălca în cazul ăsta? Asta articolul 42, opinia Comisiei de la Veneție din 19 iunie, din 20... O clipă, vă rog, vă spun exact. 24 iunie 2019. Deci... Eu să înțeleg așa că mai asta cu precizare, domnule Șin. Deci, opinia Comisiei la Veneție. Opinia Comisiei la Veneție, în primul rând, este una de recomandare și acolo sunt niște experți venerabili care ei își dau cu părere, da? Și, ele sunt, bineînțeles, niște documente care trebuie studiate, luate în considerație. Dar eu vorbesc aici de Constituția Republicii Moldova. Noi avem, eu sunt de acord cu cei care vor stabilitate și eu tot pentru stabilitate. Dar în cazul Republicii Moldova, eu vă atrag atenția, au fost 3 luni pentru a numi un nou guvern. Politicienii s-au antrenat în jocul ăsta de anumirea candidatului, s-au adresat de 2 ori sau de 3 ori la Curtea Constituțională, au atras Curtea Constituțională în jocul ăsta, până la urmă s-au ratat 2 șanse. Eu am o întrebare, de ce socialiștii, de exemplu, nu au votat pentru guvernul, hai să zicem, dacă nu au votat pentru guvernul, măcar pentru guvernul Grosu? Ei știau că e ultima zi. Apropo,
Guvernul Gros a fost examinat, am impresia, pe data de 23, da? Ultima zi care se terminau 3 luni de zile. Ei puteau să... Uitați-vă, eu vă spun așa din punct de vedere tactic. Puteau să voteze pentru Guvernul Gros și a doua zi puteau să-l demită. De exemplu, da? Sau puteau săptămână puteau să-l demită, împreună cu Șor. Dar eu văd acolo la socialiști niște greșeli de apărare, niște greșeli de tactică și din cauza asta nu trebuie să suferi întreaga societate. Deci, haideți să fim corecți. Nu e vorba de socialiști aici. Oricine ar fi fost în locul lor, PAS, PPDA, în momentul în care s-au consumat 3 luni de zile, n-ați investit un guvern. Haideți să mergem alegerile anticipate. Apropo, nu înțeleg ce sistem socialist de alegerile anticipate. Eu am explicat de ce și nu l-au votat pe Grosu, mă scuzați, eu într-o secundă, doar o concretizare și asta. Nu, pentru că Grosu, a două zi pe lângă miniștri, că erau să fie, avea să schimbe partea mijlocii absolut de conducător peste tot. Uitați-vă, peste o săptămână îl demiteau. Deci aveau așa soluția asta. Avea să fie guvernul Grosu ad interim, cu restul schimbarul și Dodon, pentru asta e catastrofă. Dar mai obțineau 3 luni de zile. Bine, este altă discuție, dar eu aici ce am vrut, că drept concluzie să spun. Oricare ar fi avizul Curții Constituționale, repet, este decizia suverană a președintelui Republicii Moldova. Da, președintele Republicii Moldova are două soluții aici. Poate să dizolve Parlamentul și o să fie un decret absolut legal, însă poate să meargă la negocieri cu partidele politice. Eu nu știu ce mai pot să negociez cu actualul Parlament, acolo nu văd niciun fel de posibilitate de a crea un guvern reformator pro-european. Eu, unica ce aș putea să fac, dacă aș fi eu în locul președintelui, eu aș mai merge odată, de exemplu, cu Grosul, cu a treia oară. Băieți, uitați-vă, eu nu pot să dau guvernul vouă. Că voi aveți majoritate parlamentară formată pe anumite criterii. Dacă votați pe Grosu a treia oară, vă dau a treia oară, cum spune Comisia de la Veneția, da? Eu merg acum pe mâna domnului judecător Cedo, da? Că dânsul optează pentru, ca să interpretăm recomandările Comisiei de la Veneția. Poftim, dar este încă o chestie aici. Trebuie să fie foarte clar. Președintele Republicii Moldova, conform Constituției, doar consultă fracțiunile și propune un candidat pe care îl consider el. Este dreptul discreționar al președintelui. Nu trebuie să venim aici să interpretăm Constituția, să adăugăm text constituțional. Dacă președintele o să dorească să numească a treia oară un candidat, o să o facă. Dacă nu, nu. Dar condițiile actuale este o pierdere de timp. Părerea mea este foarte simplă. Noi atât de tare ne-am antrenat în aceste discuții analitice. Am transformat țara într-un laborator juridic. Și ne gândim, cântărim, mai punem un pic de sare, mai adăugăm. Domnilor, este nevoie de a schimba ceva în țară. Iată cum a spus domnul Ostalev. Totul s-a compromis. De jos până sus, de la puterea locală, puterea centrală, absolut totul este compromis. Dovadă este și acest caz cu aceste mașini de grâu care scară. Care eu, dacă doriți, o să ne oprim la acest, dacă ne oprim la acest subiect, eu sunt din domeniu și aș putea să explic. Deci, absolut în toate domeniile sunt implantați oameni, fac scheme. Nu mai contează, să zicem, factorii juridici. Istoria politică, în general, mondială, cunoaște cazuri când s-a schimbat guvernul și clasa politică prin metode mult mai puțin ortodoxe decât se propune acum. Au fost chiar mișcări de stradă, cum în Armenia, cum în Azerbaijan, în Georgia. Deci, domnilor, nu este absolut nicio încărcare, dar trebuie de acționat hotărât. Eu zic că Maia Sandu trebuia să acționeze mai hotărât din start. Și acum ar fi fost altceva, dar s-a tărgănat prea mult. Prea mult timp ne-am dedat. Stăm, analiștii constituționali, politici, nu contează. Trebuie schimbat. Cum zicea la Cartagena, trebuie să cadă. Deci asta este clar, fără nicio scurbă. Stimate domnule, ai dreptate. Mai să trebuie să scoată oamenii în stradă să spună. Oamenii nu buni. Trebuie nu, să scoată în stradă, părerea trebuie să emită un decret. Părerea mea, cu decretele nu faci. Eu am câștigat alegerile prezidențiale, am 1 milion de voturi în spate. Eu ies și le spun, oamenii buni, dacă mă susțineți, veniți mâine la ora 10 în stradă, veniți 100.000 de oameni, conjurăm Parlamentul și le dăm un ultimatum la ăștia, dacă scoți, dacă sunt corupți, ori murim toți de COVID și de sărăcie, ori facem anticipate și ne salvăm țara. Exact regis. Așa a făcut. Fără violență, fără În 6 decembrie am ieșit și eu în piață, am stat, am zis... În 1990, bătați în minte că eram în stradă și noi am așteptat să duc Partidul Comunist al Unii Sovietice. Noi l-am coordinat 2 ani de zile până nu s-a dus. Acolo a fost altceva, a fost, cum zic eu, masă critică de oameni care gândesc și care sunt responsabili. Acum ei sunt plecați din țară. Acum noi operăm cu ceea ce avem. Avem niște copii, niște studenți, avem niște pensionari. Ăsta e grosul electoratului nostru. Nu sunt oameni care decid soarta țării. Soarta țării se decide de oamenii de Italia și de Germania. Dacă eu le spun lor peste 2 săptămâni ne întâlnim în piață, oamenii o să vină. Și apropo, vă dau un exemplu. În București, când au fost evenimentele din august 2019, vă aduceți aminte?
Au venit diaspora și atunci, bine, au fost evenimentele nedorite cu poliția s-au ciocnit. Deci nu e nevoie de niciun fel de lovitură de stat, nu este nevoie de intrat în Parlament, nu este nevoie de făcut revoluție. Este nevoie de un protest pașnic masiv de fix 4 ore. Da, cu protestele noi ne-am clarificat. Acum este foarte clar. Trebuie de emis acest decret și nu de trăgănat, nu de mai așteptat, fiindcă noi pierdem timpul. Uitați-vă că îți crează impresia, cum a spus, apropo, Filip a dat o perlă, că Dodon nu poate pierde, dar Maia Sandu nu poate câștiga. Știți? Stăm cumva la mijloc. Da, cum a spus domnul Ioan Deacov, situația revoluționară, dacă susul nu poate, dar fundul nu vrea. Da? Nu, dar într-adevăr așa s-a creat, că guvernul stă sub controlul lui Dodon, acolo stau toți oamenii lui, Maia Sandu a câștigat alegerile și 1 milion de oameni pentru ce potată? Ca 52 de oameni își bat joc din noi, se fac și vor ei, deoarece nu vor răzducă la putere mai degrabă decât 2 ani. Nu, clar. Domnule Pavlovski, în opinia dumneavoastră, ar putea juca un rol pe această sesizare de la Partidul Socialiștilor privind prima desemnare a Nataliei Gavriliță? Cumva, acum, Curtea Constituțională va trebui să țină cont, cumva, să examineze condițiile sau dacă sunt întrunite condițiile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, ținând cont cumva sau după ce se va expune și pe marginea primei chestiuni. Chiar dacă sunt cumva mai puțin legate, în opinia dumneavoastră ar putea schimba cumva raportul de forțe în funcție de decizia luată în cazul primeia? Nu, vedeți, situația cu care noi ne confruntăm acum este o situație unicală. Și, practic, niciodată în istoria modernă a Moldovei, așa ceva noi n-am avut. Și este foarte greu de spus în situația dată ce va schimba, ce nu va schimba această sesizare. Eu cred că problema aici este puțin de altă natură. Puțin de altă natură. De la bun început, doamnă președinte, sau consilierii ei, nu știu că cine e cu adivină, ei incorrect au evaluat situația de drept care s-a format în Moldova. Și din start au ales o cale vădit ironată, vădit contrară Constituției. Și în loc ca, după prima hotărâre a Curții Constituționale, în loc ca să ajusteze comportamentul său la cerințele Constituției, ei au încercat să forțeze nota și mai departe. Și au ajuns sau ne-au adus pe noi acolo unde noi ne-am ajuns aici, acum, în momentul de față. Și acum Curtea Constituțională se află în situație foarte delicată. Practic, ea a fost pusă în fața dilemei când ea trebuie să rezolve situația politică, nu atât constituțională, nu atât juridică, cât situația politică, impasul acesta politic care s-a creat în urma lipsă de profesionalism și ignorarea vădită a Constituției. Deoarece ținem minte cu toții că doamna Gavriliță cu ce a început? Cu niște atacuri împotriva Parlamentului, cu nedorința să fie votată. Asta este nu numai că nerespectare Constituției, asta este profanare Constituției. Profanare în cel mai flagrant mod. Și în situația dată, este foarte greu de spus dacă Curtea Constituțională poate sau nu poate accepta acest gen de călcare atât de flagrantă a Constituției în picioare. Pe de altă parte, noi putem să spunem și să punem situația și din alt punct de vedere că situația practic este consumată. Deja votarea în Parlament n-a avut loc. Prima încercare a fost urmată de a doua încercare, deci odată ce a doua încercare a avut loc, să primești că prima încercare vădit s-a consumat. Deci, repet, situația este inedită și este foarte greu pentru Curtea Constituțională a să fie extraordinar de greu de găsit o ieșire constituțională din situația vădit neconstituțională. A să fie foarte greu. Și domnule Pavlovski, o să fiu nevoit să vă întrerup de câteva clipe. Difuzăm niște imagini să explicăm și telespectatorilor despre ce este vorba. Vorbim despre exportul de grâu
Nu știm încă dacă este vorba despre exportul din rezervele de stat sau nu. Ați văzut declarațiile și astăzi ar fi vorba despre rezervele de la un agent economic, așa cum spunea domnul Slusari. Dar Vasile Costiuc este acum la portul Giurgiulești. Transmisiunea este asigurată de către acesta. Haideți să vedem ce spun oamenii de acolo, de pe loc. Și ei niște tâlhari să se râde de noi. O să duci să scrii cereri. Cui să scriu cereri? Să scriu la debili. La debili care nici nu pot ști. La debili care nu-și duci capul să citească, să-ți iei document. Cu timpul Stalin mai bine era ca acum. Păi, dar nu vezi că ești acum unde pun flori la Stalin ăștia? Da. Ăștia îl visează. Așa fac și ăștia, cum a făcut Stalin. A dat ciuma de întâi și după aia au strâns grâne la oameni. Este un limbaj licențios, pe alocuri. O să scoatem sunetul ca să nu fie difuzate toate cuvintele care, conform CCA, nu sunt permise la ora aceasta. Și o să comentăm un pic. Ați văzut că există mai multe păreri, mai multe opinii și interpretări despre ceea ce se întâmplă cu grâul, fie el este din rezerva de stat, fie el este de la anumiți agenți economici care prin portul la Giurgiulești se exportă, evident. În primul rând vreau să spun o chestie, că nu a avut loc niciun fel de schimb. Domnul Stalip știe... Nu, o secundă, dar doar o intervenție. Eu am studiat puțin acordul de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova. Cu regret trebuie să spun că s-a făcut o mare manipulare opiniei publice. Nu a fost niciun schimb de teritorii. Deci Republica Moldova, în mod unilateral, ce-a dat Ucrainei peste 10 hectare de pământ la Palanca, iar nu există niciun document prin care noi, juridic, am primit 400 sau 500 de metri la Giurgiulești. De fapt, acolo a fost o interpretare între părți că chipurile satul, moșia satului, s-ar fi surpat pământul ăsta și s-ar fi, Republica Moldova ar fi obținut cumva de fapt metri ăștia. Dacă Ucraina mâine schimbă borna în partea asta, noi nu avem juridic niciun document, că noi avem 450 de metri. Asta este realitatea. În rândul 2, ce se întâmplă acolo, eu cred că trebuie să clarificăm în felul următor. Bun, noi cum vorbim despre, nu știu, dacă, despre altceva, despre câteva autocamioane care au fost blocate la, în apropiere acolo, la portul Giurgiulești. Pe acolo a venit, la fața locului a venit și poliția. Vedeți imagini, au venit mai mulți oameni de pe loc de acolo, probabil și reprezentanți, dacă văd bine, nu știu, probabil și de pe la partide, nu știu pe bune. Și, bun, cel puțin poliția încearcă să rezolve situația. Până atunci, însă, haideți să vedem fiecare cum comentează. Vă rog, domnule Vărsă. Deci, domnilor, așa a vrut soarta că ultimul timp mă ocup anume de acest domeniu. Deci vreau să vă spun următorul lucru. Acum mă adresez către toată populația. Nu trebuie să ne impacientăm că nu avem grâu. În Republică există foarte mult grâu. Eu zilnic stau cu urechea pe tabelele care lucrează compania noastră. Deci există grâu suficient pe piață. Altceva că s-au făcut anumite jocuri datorită secetei și condițiilor și s-a ridicat în mod artificial prețul. Deci față de anul trecut prețul este dublu. Acum, folosind de acest preț, deci, într-adevăr, rezervele de stat trebuie înnoite că orice produs alimentar, el nu poate rezista în timp la nesfârșit. Să schimbă proprietățile chimice, proprietățile nutriționale. Deci, odată la 4 ani, într-adevăr, rezerva trebuie reînnoită. Da, dar asta se face în ajunul noii recolte. Se scoate din ambare, se curăță ambarele și se substituie atunci când este o condiție de preț aproximativ similară. Acum ce se întâmplă? Este un business curat, da, care este a politicienilor. Acum este raionul Florești, toată lumea știe. Da? Eu nu o să spun nume aici ca să nu fiu învinuit. Deci ei au câștigat anume elevatorul de la Gura Camencii, unde se întâmplă evenimentele, unde au fost filmate 2 zile în urmă, cum stăteau mașinile și se încărcau. Deci acolo se păstrează rezerva de stat. A fost o licitație absolut netransparentă și a fost câștigată anume de acest elevator, deși înainte se ținea la Radio Mare în nordul Republicii. Acum se face business. Se scoate anume că prețul este maximal, da? Și grâul ăsta
Da, este aparține unui, se prezintă o garanție bancară, scoate din rezerva de stat și poți să faci ce vrei cu dânsul, inclusiv să mergi la export. Nu este o problemă. Problema este de ce s-a făcut anume acum și de ce se face în acest mod netransparent. Deci este un joc politic foarte mare în spate la această tranzacție și se fac bani foarte mari. De ce sume e vorba acum? A? De ce, despre ce sume e vorba? Deci, uitați-vă, dacă facem o estimare, va fi anul foarte bun, la vară, prețul grâului ar putea să fie între 2,50 și 3, nu, aici, 3 lei kilogram. Acum vă spun. Deci, acum grâul se vinde la 4,50. Deci e vorba de 1 leu 50 la kilogram. Deci, dacă 3, 1 leu 50 este exact. Cantitatea care se scoate. Cantitatea este 17.000 de tone. Trebuie să reînnoite. Deci, se fac niște bani, deci vă dați seama, 1 leu 50 la kilogram, la 17.000 de kilograme, deci este, nu 17.000, de fapt, 17.000 de tone, deci 17 milioane de kilograme. Deci vă dați seama despre ce bani se vorbește, ce bani trebuie să ridici. De aceea se merge absolut, ar putea să facă o pauză, ar putea să dea înapoi. Nu, este vorba de o sumă enormă. Da, eu înțeleg așa, că în condiții de situație excepțională, grâul este un produs strategic și trebuie o coordonare minimală cu guvernul, nu? Deci, măcar, asta se face cu aprobarea guvernului. Președintele Republicii Moldova a venit astăzi cu opinie critică la afacerea asta, nu? Afacerea s-a consultat cu afacerea trezește, uitați-vă, ei scot acum, vând acest grâu, da? La 4,50, la vară vor să substitui aceste rezerve, cumpărând grâu la 2,50 de pe piață. Înțelegeți, da? Care o să fie marja, banii unii merg, dacă e vorba despre rezerva la de stat. Agentul economic la care a depus garanția bancară și a luat greu și l-a vândut în afară, la export. Domnule Ustalep? Eu vreau să trag atenție la un aspect foarte important. Reportajul ăsta nu e de astăzi, adică acum e indirect, dar însă și evenimentul ăsta deja are vreo 30 de ore, dacă nu mai mult. Da, deci da, încă da. De ieri, de dimineață, noi vedem transmisiunea domnului Costiu. E adevărat? Vreți să spuneți ceva? Nu, e vorba... Acum suntem live, dar evenimentul în sine... Însă și evenimentul ăsta, noi vorbim de la Florești, el a început deja peste 30 de ore. Da, evenimentul. De când el continuu atrage atenție. 30 de ore au trecut de când un om în emisie directă atrage atenție la un subiect legat de securitatea de stat. Organele de drept, măcar unul, ca colegul nostru în studio, a dat o explicație clară, înțelegi despre ce vorbește omul, îi explică. În Republica Moldova, timp de 30 de ore, nici o structură de stat nu consideră necesar să iasă cu explicații, care n-ar fi ea, să explice oamenilor că ce se întâmplă este 1, 2, 3, da? Deci noi avem o situație total paralizată, că nimeni... Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. După încercăm să vorbim și cu Vasile Costiuc. Dacă ne reușește, stați aproape. Revenim în câteva clipe.
subiect, așa cum spuneam înainte de pauză. Vom încerca în această parte a emisiunii să ajungem sau să avem o legătură directă și cu Vasile Costiuc. Urmărim cu atenție ce se întâmplă la Giurgiulești. Reamintim, în ultimele 30 de ore, vorbeam și în platou, a început acest mare, să zicem, scandal legat de exportul de grâne, fie că este vorba din rezervele de stat, fie că este vorba despre un agent economic. Ei bine, domnul Baștovoi a explicat, domnul Salep spunea că este prima explicație... Domnul Baștovoi, în premieră, măcar știm despre ce cifre e vorba. Domnul Baștovoi, cred că a explicat cel mai bine din toate explicațiile pe care le-am avut până la această oră. Domnul Salep a spus că statul nu se implică, într-adevăr. Aici e vorba despre un centru național anticorupție, care noi cu toții plătim acolo vreo 450 de salarii, care trebuie să se implice, pentru că așa se numește Centrul Național Anticorupție. Ei au acolo structuri specializate, ofițeri specializați, care trebuie să califice acțiunile astea. Sunt legale, nu sunt legale. A cui este acest elevator? Deci, domnilor, este clar, nu numai elevatorul, tot raionul Florești aparține deputatului Nichifor Ciuc. Asta știe toată lumea, eu nu spun nimic în premieră, inclusiv elevatorul. Adică, la noi cum se lucrează? Se lucrează cu crâșă politică, da, dacă îmi permiteți acesta. Și crija politică a Floreștiului este deputatul Nichifor Ciuc, care e taică-sul, e șef de spital, ce mai are acolo, inclusiv elevatorul de la Mărculești, care este un pic mai mic, tot este al lui. Deci este absolut clar cine face această afacere. Și, cum v-am spus, la bursele internaționale, un agent economic care cumpără acțiuni, urmărește prețul și fixează marja. Deci exact așa se procedează. Cel care a depus garanție, nu încă trebuie verificat dacă a fost în modul corespunzător depusă garanția bancară pentru această cantitate de circa 17.000 de tone, da? Care o să fie vândute acum aproximativ la 4,50 kg, adică 4.500 de lei tona, și la vară aceste cantități vor fi substituite cu grâu care cred că va reveni la prețul obișnuit, care va fi în jur de 3 lei. Deci uitați-vă ce frumos. Deci 1.500 de lei la tonă, imediat se face un profit. Deci normal că poți sparge orice garduri, orice proteste, orice bun simț, absolut, mergi drept înainte, că este un profit enorm. Așa ceva se face numai la jocurile de noroc și la vânzarea de armament și la droguri. Deci aici poftim în business cereale. Noi am încercat, l-am apelat pe domnul Nichifor Ciuc. Domnul Mișe, să cunosc telespectatorii, că l-am sunat pe domnul Nichifor Ciuc. Republica Moldova, astăzi, pe cazul respectiv, a emis un comunicat de presă. L-am citit și eu, nu știu dacă l-ați văzut și dumneavoastră. L-am văzut. Și a fost atrovesc de milion de oameni. Este neglijat de structurile de stat. Uitați-vă, CNA, Procuratura Generală, are două structuri importante. Procuratura Anticorupție și Procuratura PC Cox, da? În mod normal, ei trebuiau să delege prin ordonanță CNA-ului sau Ministerului de Interne cel puțin să verifice informația președinției, dacă nu a noastră. Noi suntem, haideți să spunem așa, persoane private, comentatori politici, experți, noi ne dăm cu părere, da? Dar șeful statului este figură oficială. Se numește șeful statului, da? Șeful statului intervine public, zero atenție. Astăzi asta a fost la 10 dimineață. Că e seara și nicio reacție, niciun organ. Domnul Costiuc, aș vrea să spun mai mult. Da. Îmi cer scuze de la colegii mei. Statul e paralizat. Două secunde. Statul este paralizat. Șeful statului este ignorat. Într-o republică, eu consider semi-prezidențială, mixtă, nu este parlamentar. Asta este o greșeală acuță constantă, că continuă o practică de când președintele ales de către parlament. Șeful statului este neglijat. Structurile de stat sunt paralizate. Unica soluție, legile parlamentare anticipate, pentru că juridic ele deja pot fi declanșate și nu văd niciun motiv de ce noi trebuie să mai întreținem o clasă politică care, iată, poftim cu ce evenimente se ocupă. Deci eu aș vrea să precizez la ceea ce a spus colegul meu, Roman, că nu trebuia să, nu se verifice sesizarea președintelui. Ei trebuia să anticipeze acest reportaj și să informeze înainte a apariției acestui reportaj, să informeze președintele că uite ce se întâmplă. Și abia după asta avea să apară reportajul, dar președintele... Bun, dar dacă președintele a intervenit, ce trebuia să întâmple? Din câte mi-aduc eu aminte, deci organele de forță, în special SIS-ul, da, și CNA-ul, sunt într-un fel de subordonare dublă, sau cel puțin de domeniu informativ dublă. Adică informează în paralel și Parlamentul care i-a votat și președintele. Da? Deci așa,
în Paris. Apropo, aici dacă vorbim de SIS, SIS-ul nu are treabă cu business-ul, el are treabă cu securitatea națională, dar el, de cât înțeleg, există Republica Moldova. Există securitatea economică, are treabă SIS-ul și cu economie. Eu vreau să... Da, bun, atunci când este vorba despre securitatea alimentară a statului... Poate ei și-au făcut informare la șeful statului. Eu cred că șeful statului s-a bazat pe ceva. Dumneavoastră credeți că SIS-ul nu cunoaște? Nu, eu spun altceva. Șeful statului a făcut această declarație bazându-se pe ceva. Eu bănuiesc pe informarea SIS-ului. Pentru că altceva nu văd unde putea să ia informația. Dar eu întreb, de ce CNA-ul, Centrul Național Anticorupție, repet, el se numește Anticorupție și aici sunt bănuieli de fapte de corupție, da? Da. Acum suntem în legătură directă cu Vasile Costiuc, președinția Democrației Acasă. Domnule Costiuc, bună seara! Bună seara! Sunteți la Giurgiulești, v-am văzut și în live. Vă rog să ne spuneți ce v-a determinat să mergeți acolo. Doamne ajută, nu s-a întâmplat nimic deosebit astăzi decât faptul că sâmbătă am filmat, având informații veridice că se fură rezerva de stat. Sâmbătă am stat toată ziua la Florești, la Gura Camincii. Cu regret n-a mai venit nimic din autoritățile pe care le considerăm noi autorități. Ca să stabilească, eu nu am dreptul să verific acte, nu am dreptul nimic decât să fac o reclamație publică. Domnule Costiuc, nu știu, în ultimele 30 de ore de sâmbătă până astăzi, și la Florești și la Giurgiulești, v-au contactat, nu știu, ați fost cumva acostat, poate, de vreun politician cu vreo culoare sau în general de vreun politician? Nu, dar nu se interesează nimic și nimic nu interesează. Îmi pare rău că unul din deputații noștri mega important au venit până aproape de Florești sâmbătă din spusele membrilor lor de partid și s-a întors cumva din drum, cu regret. Am mers dimineața la președinție cu un briefing sau cu un live și am solicitat trei lucruri. Convocarea Consiliului Suprem de Securitate, doi, stabilirea sau unei hotărâri de guvern prin care să interzic în general exportul de cereale pe timpul ăsta atât de complicat. Și trei, stabilirea unor mecanisme clare prin care putem să ajutăm fermierii, prin care putem să ajutăm sectorul zootehnic, pentru că sunt în faliment cam tot. Și după asta, la jumătate de oră, doamna președinte a emis un comunicat prin care a recunoscut și a îndemnat să facem exact aceleași lucruri, confirmându-ne, de fapt, că am dreptate și să fură rezervele de stat. Haideți să revenim un pic la Giurgiulești și la ceea ce se întâmplă acolo. Cine sunt acești oameni pe care îi vedem în imagine? Capar n-am ea, că pot să-i întreb, suntem acum în 20 de oameni, au venit că au văzut live-ul, sunt oameni de la Brânza, de la Vălen, de la Cahul, de la unde vreți. Au venit pentru că nu sunt indiferenți, au înțeles că ne se fură rezerva de stat. Am înțeles. Haideți altfel. Dumneavoastră ați intrat până la urmă în esența acestei probleme. Ce da, sunt... da, e foarte simplu. Haideți să ne explicați-ne pe scurt versiunea dumneavoastră. Statul are semnat un contract cu un agent economic pentru a păstra rezerva de stat. Anual, 4 ani se păstrează rezerva de stat, în fiecare an tot completează. Și acest agent economic care-i Transoil-ul, monopolistul de pe piața cerealilor, are drept practic, exclusiv, cum spun ei, un contract preferențial să înnoiască rezervile fără a le vinde sau a le cumpăra. Au pus o garanție bancară în statul ăsta și ei înstrăinează, vând cereale când acum prețul e foarte bun la bursa internațională, din câte am înțeles, e până în 7 lei, cu obligația că în toamnă până pe 1 octombrie sau noiembrie se întoarcă în rezervele de stat aceeași cantitate cu aceeași calitate. Băieții fac bani. Nu interesează nimic. Eu știu că nu au hotărâri de guvern. Eu sunt sigur de asta. Domnule Costiuc, ce face poliția acolo? Cum gestionează? Poliția a intervenit într-un mod absolut impardonabil ca să protejeze bandiții care scot greu din țară. Au încercat să ne evacueze portat, dar au văzut că oamenii opun rezistență și s-au cumințit. Probabil voi că nu mai dă indicații. Chiar acum au intervenit probabil un comisar de aici. Este în port. Spuneți-ne, vă rog, în port a venit deja vreo navă? Mâine sau... am vorbit cu băieții, nu vreau să dau sursă, am vorbit cu băieții de aici, de la poliție, mai degrabă, ca să nu spunem altfel. Mâine vine corabia și cunoașteți detalii, cunoașteți detalii ce fel de navă, de unde vine, încotro ar urma să ajungă greu? Nava, avem două surse, ori 3.000, ori 5.000. Eu știam de 3.000 de tone, cineva mi-a zis de 5.000 de tone. Și de asta, de urgență, ei au lucrat sâmbătă, duminică, noaptea, ca să completeze pe alea care nu i-a ajuns eu. Și astăzi, aici, în rând,
după ce am blocat intrarea în portul Giurgilești, intrarea de partea sus de la stat, sunt vreo 40 de mașini în rând cu cereale. Dar nava de unde vine? Sau încotro altfel? Nu cunosc, chiar nu cunosc. Pentru asta am trebuit solicitate informații de la structurile de stat. Dacă mai avem structuri, eu pun la îndoială. Îmi spuneți, vă rog, și numărul autocamioanelor care sunt blocați acolo? Eu nu am. Eu vorbesc acum în direct la jurnal, după asta vorbesc dumneavoastră, domnul comisar. Două secunde. Eu pot să vă arăt și numerele. Eu pot să merg la fiecare camion în parte. Că v-am arătat cel care a vrut să ne cașe unul dintre ei și cu inscripția Transmoi el pe urte. Am înțeles. Aici, până platou, este și prezent și domnul Baștovoi, Andrei Baștovoi. Ne-a explicat și dumnealui un pic diferit, dar cam pe acolo, dar un pic diferit această problemă. Poate interveniți și dumneavoastră, domnule Baștovoi, în discuție, că am și verificat în paralel prețul la bursele internaționale. Diferența dintre ce explică domnul Costiuc și ce explic eu nu este foarte mare. Deci este vorba de detalii comerciale, cum se realizează acest deziderat. Nu este o diferență principală. Deci, din punct de vedere a gestionării rezervei de stat, anume a crizei alimentare care a fost cauzată de secetă, ca un guvern responsabil ar fi făcut această operațiune când se putea face o previziune care aproximativ va fi roada pentru anul următor. Atunci să intervii chestia asta. Acum, noi suntem în ceață. Noi nu știm cum s-au comportat culturile semănate de cu toamnă. Ce se va întâmpla cu culturile semănate de cu primăvară? Noi suntem absolut într-o incertitudine și ne asumăm o cantitate atât de mare, care este substanțială, totuși e 17.000 de tone. Domnilor, nu e o glumă. Deci ați văzut ce coloană de mașini. Deci este cam 170 de mașini, 150-170 de mașini. Este o enormitate. 170? Cam nu, să zicem, o mașină încarcă între 25 și 30 de tone. Da. Domnule Costiuc, noi deci, vă urmărim în caz de necesitate sau dacă se întâmplă evenimente neprevăzute, cred că o să urmărim și vă contactăm din nou. Da, ne-am înțeles. Ne-am înțeles, vă rog. Da, deci este o cantitate enormă. Ca un guvern responsabil sau cine este responsabil, Agenția Rezervelor Materiale, putea să amâne. Nu, dar trebuia să informeze guvernul. Putea să informeze Parlamentul, opinia publică. Noi în țara asta avem un guvern, da? Care se numește Guvern Interimar, condus de domnul Ciocu. Dar explicați-ne ce pierde statul în cazul ăsta. Păi cum? Noi, în condiții de pandemie poți să rămâi deci, fără noi, mâncare, domnule. Păi, deci, statul... Bine, asta vreau să fie explicat clar. Dacă ies statele responsabile își fac rezerve și în timp de pandemie foarte atent să atârnă la ceea ce se numește rezerva țării, nu? Că domnul Baștovoi voi spunea că rezerve de greu sunt. Nu, e suficient. Greu este, domnul Baștovoi, așteaptă luna aprilie, da? Vezi mai greu este în țară. Uitați-vă, deci, dar acest greu acoperă necesitățile acum de moment fără estimarea ce o să fie la anul. Deci, abia prin aprilie noi vom putea face o estimare cât de cât, cam care aproximativ va fi dinamica cerealelor în anul care vine. Mai simplu spus, da? Așa, care o să fie roada, dacă care, ne permite să vendem sau nu. Putem să facem o estimare, că anul trecut, cam în aprilie, începutul lui mai, agricultorii au început să are pământurile cu grâul de toamnă, că au văzut că este compromis și nu se mai lege nimic din el și mai aveai timp să faci bine, măcar niște porumb pentru silozuri, pentru nu știu ce. Nu se înceapă, dar trebuie să oamenii să spună în felul următor. În momentul când președintele Republicii Moldova la ora 10 a venit cu un mesaj, trebuia să vină primul ministru să spună cine are de plată. Primul ministru este cel care conduce treburile operative curente ale țării, da? Executivul. Domnul Ciocu trebuia să spună, oameni buni, uitați-vă, eu am analizat, este ministrul agriculturii, secretar de stat, am chemat responsabilii, m-au informat și vă spun următoarele. Avem un comunicat, avem nimic. Unde e domnul Ciocoi? Apropo, domnul Ciocoi, poate veniți cu un comunicat spre țară. Explicați-ne ce se întâmplă, când sunteți persoana responsabilă totuși, nu? Deci, mă uit acum pe bursa cerealilor. 214 euro pe tonă la Paris. Euronext Paris, greul 212
plus un plus 214, sunt variații. Avem ministerul agriculturii. Deci e 4,50, 4,460, cam cum am zis, că sunt prețurile de astăzi. Deci avem informații numai de la domnul Costiuc și de la domnul Baștovoi. Iată, uitați-vă ce se întâmplă în țara asta. Da, așteptăm până în această seară sau de mâine niște răspunsuri și explicații de la autorități, că tot vorbeam că ar trebui să, după 30 de ore să vină cel puțin cu o reacție clară. Aș vrea să facem niște concluzii. Avem criză sanitară, durează de un an și avem o criză instituțională, ajungem amuși în alegeri anticipate, cum o facem? Și risc sau nu știu, există sau nu e risc cu această criză sau nu este criză cu acest scandal al grânelor. O concluzie la toate trei subiecte, dacă, pe fiecare câte un pic laconic ca să ne îngrămăm. Deci, din punctul meu de vedere, guvernanții precedenți, deci guvernul, inclusiv parlamentul, această majoritate, se creează o impresie foarte clară și cât mai stabilă. Ea se creează, de fapt, mai de mult timp, dar acum ea devine foarte pregnantă. Că ei, pur și simplu, dau foc la țară. Deci, dau foc la țară în la modul direct și efectiv. Intenționat. Pentru a băga totul în cârca noii clase care urmează. Președintele și mai... Uitați-vă, câte evenimente se lovesc unul după altul. Deci, pierderea posibilității cu aceste 60 de milioane de euro care vine de la Guvernul României, că explicația care a dat Chicu este absolut ridicolă. Da? Că de ce nu s-a prelungit acest protocol numărul 6? Deci asta este o dată. 60 de milioane ar rezolva o sumedenie de probleme sanitare, în primul rând. Acum, uitați-vă cu acest grâu, da? Absolut irresponsabil, doar pentru interesul economic a unui grup de deputat sau a unui deputat care posibil că o să meargă pentru viitoarele alegeri. Plus, această ignorare, să zicem, a unui dialog cât de cât normal care a ratat în ultima vreme în Parlament. Deci, asta este impresia generală care trebuie stopată cu orice preț. Foarte legal, scurt, nelegal. Foarte scurt. Ceea ce a spus domnul Baștovoi, că cineva vrea să dea foc la țară, președintele Republicii Moldova este obligat mâine să depună sesizări la CNA, la Procuratura Generală, dacă se ceară investigarea la toate aceste fapte. Deci, e bine că președintele Republicii Moldova a venit astăzi cu o reacție, dar trebuie să vină cu plângeri. Plângerea afacerile astea, dacă sunt dubioase sau unul la mână, să verifice dacă e sabotaj și blocaj de aducerea vaccinilor din Rusia, China, Europa. A doilea subiect, există informații că există sabotaj aducerea vaccinilor. Da, eu sunt de acord cu Dodon, care spune că trebuie 300 de milioane vaccinați până la alegerilor. Dar de ce sunt blocate vaccinile până ziua de azi? De ce Ministerul Sănătății aduce vaccine? Domnule Ostalep, foarte scurt. Sistemul ăsta nu mai funcționează, unica cale să scăpăm de dânsul ăsta, să lege anticipate și trebuie cu orice posibilitate să ajungem la dânsul și să avem alți oameni la conducere. Domnule Pavlovski, foarte scurt. Foarte scurt, eu sunt sigur că totul o să fie bine, eu sunt sigur că organele de urmările criminale vor face lumină în situația aceasta cu acest grâu. Ce ține de alegerile parlamentare, eu sunt la fel, am spus de mai multe ori, sunt pro alegerile parlamentare anticipate, dar în condițiile Constituției, ci nu așa arbitrar, că cineva a vrut ceva. Am înțeles. Dar, repet, totul o să fie bine. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare la emisiune în platou, doamnelor și domnilor. Atât pentru astăzi, urmează un nou episod din Pablo Escobar. Ne vedem luni viitoare la aceeași oră 20:00. Durere. Când gripa și răceala te împiedică să ai o viață normală, să se restabilești sănătatea te ajută o băutură fierbinte. Ia Daicold, cu aromă plăcută de...